Spuneam că după ce se aprinde cu acele câteva o mână de așchi subțiri, este trecut pe două, trei bucăți puțin mai groase, apoi în completarea alimentatorului, în partea din spate se pun bucăți groase și odată umplut, el ar trebui să fie suficient pentru un foc, un singur foc la 24 de ore, atunci când este o iarnă, știu eu, destul de geroasă, poate un 10 cu minus sau undeva până în minus 15 grade afară. Între timp, eu am folosit această bucată, această placă cu care plachez exteriorul sobei pentru a vedea poziția și spațiul care îmi rămâne până la prima gură de vizitare pe care am realizat-o. De aceea am folosit-o aici. Prima gură de vizitare este gata. Practic, ce am făcut? Am falțuit cărămida. Aici este o bucată de cărămidă falțuită invers, care intră exact aici. Eu mi-am însemnat și cu creionul exact pozițiile, locul în care va trebui să rămână în timpul montajului, deoarece, așa cum vedem aici, este semnul unde va fi gresia și atunci el va trebui să fie pe mijlocul unei gresii. Aceasta este gresia care va fi pe jos și felul în care gresia va fi pusă aici va fi așa, exact la semn. Atunci când voi deschide, această placă completă va fi ridicată în sus. Vă voi arăta la timpul potrivit modalitatea de montaj, astfel încât aici să se poată călca în bună regulă fără ca această placă să se spargă. Ea va fi prinsă în plin, dar atunci când montăm adezivul, pur și simplu nu-l prindem direct pe șapa sau placa care este de ciment turnată pe dedesubt, ci mai întâi vom pune o bucată de șervețel de bucătărie din hârtie. Acela va rămâne la mijloc, astfel încât gresia se va ridica, nu se va lipi de dedesubt, în schimb va călca și va fi prinsă în plin, dar ea se va putea desprinde și ridica în sus. Apoi, kitul de aici nu va fi ca pe toată camera, ci va fi un silicon la aceeași culoare cu kitul, astfel încât în momentul în care l-am prins și am tras o linie cu cutterul, el va rămâne aici, eu desprind și ridic doar gresia. Siliconul pe post de kit va rămâne jos, eu ridic gresia. Aici voi mai găsi un capac din beton și direct jos pe falț încă un capac din metal. Toate vor fi prinse de data aceasta cu pământ. Lut. Da? Lut amestecat cu nisip. Așa vor fi etanșeizate atât capacul din metal și ulterior celălalt capac din beton, care va uniformiza sub gresie. Aici voi cofra, înainte de a turna placa, voi cofra conic, voi monta patru bucățele de scândură conic, astfel încât să se poată ridica ușor capacul din beton. Vă voi arăta la timpul potrivit. Între timp, am terminat
de așezat cărămizile pe lat peste canalele de gaze arse, canalele de fum. În acest loc se vede cu creionul locul în care va fi capacul de gresie. Tot pe mijloc am practicat gura de vizitare. Ea permite accesul atât primului cât și al doilea, celui de-al doilea canal. Ele sunt prinse pur și simplu fără niciun adeziv, în mod complet cimentul, betonul pe care îl voi turna peste ele le va prinde și le va fixa. Ne oprim puțin aici. Vrem ca să vedem ce s-a realizat. Eu am ajuns cu cărămida până în marginea de aici. Da? În momentul în care am ajuns cu cărămida în acest punct, iar fi ieșit mult mai încolo, pe aici. Motiv pentru care înainte am tăiat dintr-o cărămidă o bucată mai îngustă. Asta lată, am pus-o la margină, am falțuit-o pe jumătate din grosimea ei. Celelalte le-am practicat acest falț care va veni exact așa. Următorul, vedem, falțul care vine aici și un falț pe partea aceasta pentru capacul din metal. O bucată de cărămidă falțuită care vine aici. Pur și simplu, nu-i nicio complicație. La fel în partea aceasta, o bucată de cărămidă care vine aici. În același mod, falțuite și în capătul acesta. Simplu. Astfel, ele au putut fi din bucăți așezate, se poate călca liniștit peste ele. Ele susțin greutatea unui om încă nefixate în beton. În momentul în care le va fixa betonul, deasupra vine și o plasă din fier beton. Vom avea garantat o șapă suficient de rezistentă, de robustă, astfel încât să nu avem probleme și gresia, datorită faptului că șapa nu va lucra, nu va fisura, nu va crăpa, o montăm întreagă, o vom găsi și peste 10 de ani întreagă. În capătul exterior, tocmai către evacuare aici, va trebui să fac iarăși calcul, felul în care îmi va veni gresia. Acesta este motivul pentru care eu mi-am cumpărat gresia de la început. Soba s-a montat, s-a așezat la distanțele dintre sobă și perete. Vedem aici distanța efectivă care va rămâne. În urma calculării modului în care se va așeza gresia pe toată suprafața camerei, astfel încât să nu fim obligați atunci când deschidem o gură de vizitare să ridicăm două bucăți de gresie, două capace, ci pur și simplu totul se va realiza prin deschiderea unei singure bucăți de gresie. Ce s-a mai avut în vedere atunci când s-a așezat această poziție la sobă?